dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Talk Show Juridic. Sunt gazda dumneavoastră, Codruța Șuteu, iar astăzi vom vorbi despre Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale. Îi am alături de noi, ca invitați, pe domnul Laurențiu Băurianu, avocat în cadrul Baroului Sibiu. Bună ziua. Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Și pe domnul avocat Ioan Lazăr, membru în cadrul Baroului Alba și conferențiar doctor în cadrul Universității 1 decembrie 1918, Facultatea de Drept. Bună ziua și mie am găsit! Bine ați venit! Mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența! Domnul Băurianu, dumneavoastră v-ați specializat pe acest regulament general de protecție a datelor și aș vrea să începem prin a spune telespectatorilor de când a intrat în vigoare, de când se știe despre existența acestui regulament și prin ce acte a fost el adoptat și la ce nivel național, european. Regulamentul, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, este un regulament european. A intrat în vigoare în 25 mai anul acesta și la nivelul întregii Europe? La nivelul întregii Europe. Este o lege, dacă doriți să-i spunem așa, unică în toate statele europene. Parlamentele naționale nu intervin în sensul de a o modifica, pot interveni doar în sensul de a năspri condițiile pe care le prevede regulamentul. A fost publicat acum 2 ani, în 2016, și s-a prevăzut în conținutul acestui regulament termenul de implementare de 2 ani, tocmai pentru a da ocazia societăților comerciale, organizațiilor, fundațiilor și așa mai departe, instituțiilor publice, să se pună la punct cu aceste reglementări. În 2016, când a fost publicat, a avut exact forma pe care o are în acest moment? Exact aceeași formă. Deci nu a suferit modificări? Niciun fel de modificare. Ceea ce este interesant este că regulamentul nu vine cu foarte multe noutăți. Eu apreciez că 90% din prevederile actuale ale regulamentului existau deja în legislație. În legislația noastră românească? Inclusiv în legislația noastră românească și în legislația europeană. La noi în țară, spre exemplu, legea 677 a fost adoptată în 2001 și prevede o multitudine de obligații care se regăsesc în actualul regulament. Deci nu este total nou, o noutate totală pentru noi. De 17 ani nu putem spune că ar fi o noutate. Problema pe care o remarc eu în activitatea mea practică este o lipsă quasi completă de cunoaștere și de implicare și din partea autorităților și din partea organizațiilor private, dacă doriți. Probabil este de vină, cu ghilimele de rigoare, faptul că nu au fost amenziile atât de drastice cum sunt acum. Și amenziile drastice sunt prevăzute în acest regulament? Sunt prevăzute în acest regulament. Cu intrare în vigoare din 25 mai? Din 25 mai acesta. Vom ajunge și la sancțiuni și ce reprezintă aceste sancțiuni. Aș vrea să explicăm puțin telespectatorilor ce înseamnă termenii care sunt folosiți în acest regulament și să-i definim puțin ca să știm la ce ne raportăm când vorbim de regulament. Colegul ne ajută, domnul Lazăr, pe acest segment. Da, trebuie să punctăm un aspect care a fost menționat și de către colegul meu. Se face referire la faptul că regulamentul se aplică la nivel european. Nu se aplică la nivel european, se aplică în țările Uniunii Europene. Sunt discuții față de Brexit, în ce măsură s-a aplicat și în Anglia, spre exemplu, dar asta pe care deja nu ne interesează și este de discuții. Dar să precizăm, regulamentul se aplică doar în țările Uniunii Europene. Deci se exclude Europene. America, se exclude orice altă Evident, țară este care... Este o reglementare la nivel unional. Și ar mai fi un aspect. Aici, în cazul regulamentului față de directivă, lipsește mediatorul național. Respectiv, se aplică direct în legislația țărilor, statelor membre. Așa cum este. Și așa cum este el în forma exact care a fost publicat. Este, da. Bun. Ce înseamnă date personale? Care sunt entitățile vizate? Care sunt subiecții protejați prin acest regulament? Datele regulate personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificabilă sau identificată, respectiv persoana vizată,
Și o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, dată de localizare, identificator online sau elemente specifice proprii identității sale, fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Deci toate aceste date sunt protejate de regulament. Nu vorbim numai de nume și datele înscrise într-un act de identitate. Evident. Și trebuie menționat faptul că nu se aplică persoanelor juridice. Da. Foarte important de... Foarte important. Se referă doar la... Deci toate datele fizice care se referă la o persoană juridică sunt de interes public, pot fi divulgate, nu pot fi... Nu ne interesează, nu este o problemă care vizează regulamentul. Și aici sunt protejate într-un fel sau altul, dar pe noi nu ne interesează acest aspect, ne interesează efectiv strict aplicabilitatea regulamentului. Și asta vizează aspectul de care vi l-am dat prin definiție. Ceea ce este interesant, ce înseamnă prelucrare, pentru că vorbim aici de prelucrarea datelor. Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminarea sau până la dispoziția în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Deci vedeți că este un spectru foarte larg. Foarte larg, da. Dacă eu ca persoană fizică aflu date despre o altă persoană fizică și le divulg în mass media sau le divulg unei alte persoane, intru sub incidența acestui regulament? Pot fi sancționată prin prisma acestui prevederilor regulamentului? Dacă îmi dați voie să răspund, vă rog, eu, chiar. Prin prisma acestui regulament, nu. Obligațiile pe care le impune regulamentul 679 sunt obligații pe care trebuie să le respecte organizațiile, care trebuie să ia măsuri de protecție. Persoana fizică nu poate fi subiect, dacă doriți, din acest punct de vedere, activ, în sensul că persoana fizică trebuia să ia măsuri de protecție, însă răspunderea persoanei fizice în situația în care divulgă date care nu ar trebui să fie cunoscute de public, poate să fie atrasă sub alte forme. Avem legislația națională care prevede că în anumite situații divulgarea datelor cu caracter personal care nu ar trebui să fie divulgate, cum ar fi, de exemplu, o corespondență sau o filmare nepotrivită într-un mediu privat, dacă doriți, atunci sunt aplicabile aceste reglementări naționale. Nu intră sub incidența regulamentului, însă există sancțiuni în funcție de situația respectivă. Deci regulamentul se referă strict la operatorii de date cu caracter personal și aici, de fapt, subiectul activ este o cu totul altă operatorul entitate vizată. Operatorul de date cu caracter personal sau persoana împuternicită de operator, în esență o altă organizație care efectuează operațiuni de prelucrare asupra acestor date. De aceea, cred că ab initio trebuia pusă întrebarea puțin diferit, respectiv care sunt subiectele GDPR-ului. Adică operatorul care am putea să-i conturăm o imagine, în sensul că are multiple obligații, poate prin sancțiuni, dar prelucrează date cu caracter personal. Persoana împuternicită de către operator, care răspunde la fel precum operatorul, în termenul GDPR, în termenul regulamentului, dar răspunde și contractual. Persoana vizată, respectiv, este subiectul principal la care drepturile sunt protejate, da? Persoana vizată care are calitate de minor și care este protejată în mod special. Aici avem niște prevederi speciale, da. Când vorbim despre minor, întotdeauna, întotdeauna despre o protecție specială. Da. Și responsabilul cu protecția datelor, da, care este obligatoriu în situații și este recomandat a fi desemnat în majoritatea cazurilor, este cel care consiliază operatorul pentru a-l proteja, dar și din punct de vedere de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere, precum și în legătură cu persoane vizate. Dar este un punct de contact pentru autoritatea de supraveghere, pentru că, în mod normal, aici ar trebui să se adreseze prima dată. Cine este responsabilul poliția datelor, ofițerul poliția datelor? Și aici incumbă anumite obligații speciale pentru fiecare entitate în parte, evident, respectiv evident. Pentru... Și aș vrea mai să-l puțin. Luăm... Da.
mai puțin pentru persoana vizată. Da. Aș vrea să le luăm puțin punctual, adică ce obligații avem, în primul rând, noi ca avocați, că până la urmă toți trei suntem reprezentanții aceleași profesie și ne interesează și pe noi și pe colegii noștri, dacă noi avocați avem obligații în baza acestui regulament, pentru că încheiem contracte de asistență juridică, ne sunt divulgate anumite date cu caracter personal și în ce măsură suntem noi obligați la o confidențialitate sporită, alta decât cea care ne revine ex lege, din legea noastră a avocaturii. În opinia mea, noi în exercitarea profesiei suntem ținuți de obligația de confidențialitate din legea 51/1995. Obligație de confidențialitate care este suficient de puternică încât să acopere toate aspectele pe care le prevede acum regulamentul european. Regulamentul european nu are prevederi speciale cu privire la avocați în sensul de a le impune anumite obligații suplimentare. Din acest punct de vedere putem spune că suntem exceptați de la prevederile acestui regulament, întrucât avem acces la datele cu caracter personal și mai ales de multe ori avem acces la datele sensibile care privesc persoana fizică, respectiv condamnări penale, de exemplu, date care privesc starea de sănătate, documente medicale, documente despre sau informații despre minori și așa mai departe. Avem obligația de a respecta confidențialitatea cu privire la aceste date, în sensul de a nu divulga, de a nu folosi, spre exemplu, e-mail-uri care nu sunt securizate sau mijloace de comunicare care nu sunt securizate, dar aceste obligații, în opinia mea, intră în sfera obligației de confidențialitate pe care noi trebuie să o respectăm, la fel ca medicii, dacă doriți să îmi permiteți să fac o paralelă. Deci și avocații și medicii sunt oarecum exceptați? Oarecum exceptați. Da. Pentru că noi avem oricum obligația de confidențialitate care vine din legea care ne reglementează activitatea. Din punct de vedere al avocaților, deci nu avem niciun fel de obligații. Din punct de vedere al SRL-urilor, care sunt persoane juridice, haideți, IMM-urile, că probabil sunt cele mai răspândite pe teritoriul țării noastre, ce obligații au SRL-urile cu privire la protecția datelor? Dacă trebuie să angajeze o persoană specială, dacă trebuie să întocmească anumite documente punctual, ca sunt să știe ce au de făcut? Sunt niște etape. Ar fi bine să le și dezvoltăm puțin ca lumea să... Bine, prima dată trebuie să le numerăm. Și etapele pentru conformarea la cerințele GDPR-ului, prima ar fi stabilirea organizației ca operator, deci să știm că suntem un operator la acea organizație. După aceea, este indicat un audit intern cu principalele departamente, juridic, marketing, resurse umane, informatic, asta atunci când există aceste departamente. După aceea, punctul 2 în esență ar fi desemnarea unui DPO, respectiv unui ofițer cu protecția datelor. După aceea trebuie stabilite tipurile de conținut de date cu caracter personal. Dar din câte ne-ați spus mai devreme, sunt foarte numeroase datele cu caracter personal. În funcție de activitatea acelei organizații. Atunci se vom mula pe problematica la care se referă, respectiv dacă acea organizație are un obiect de activitate și vizează anumite date, trebuie avut în vedere faptul că acestea vor fi stabilite ca și date cu caracter personal. Sau trebuie identificate în primul rând. Până la urmă, orice date de care iau cunoștință și care se încadrează în sfera datelor personale enumerate de regulament, trebuie protejate și nu trebuie divulgate. Trebuie stabilite locurile și tipurile de date, trebuie instruiți angajații, inclusiv persoanele care nu au atribuții în privința prelucrării datelor, trebuie instruiți managerii, trebuie făcut o listă a persoanelor care au acces la date. Să știți că contractul cu împuternicitul nu exonerează operatorul pentru eventuale sancțiuni. Externalizarea serviciilor, și asta presupune și consimțământul persoanei vizate, se verifică sursele datelor cu caracter personal deținute sau obținute de organizație înainte de intrarea în vigoare a regulamentului și eventual modificarea structurii organizaționale. Registrul intern, organigramă. Dar aș adăuga la sfârșit, ca lucrurile să fie mai bine înțelese, în primul trebuie să dai dovadă de bună credință. În momentul în care ai un control sau este sesizat autoritatea supraveghere cu privire la faptul că nu te-ai fi conformat
GDPR-ului, trebuie să ai dovadă bună credință. Adică că ai încercat, în primul rând, să atingi acest deziderat, respectiv să încerci să-ți protejezi datele. Deci că s-au luat toate măsurile exact, de prevedere. Măsurile, da. Da. În primul pentru să dovedești proteja datele personale. Asta este, în primul caz, lucru care trebuie să-l dovedești. În situația în care un angajat, cred că persoana din cadrul unui SRL care intră cel mai mult în contact cu datele personale ale angajaților, este managerul de resurse umane, pentru că aici intră toate datele cu caracter personal în momentul în care se încheie contractele de individuale de muncă. În situația în care un angajat al SRL-ului de pe resurse umane divulgă fără drept date cu caracter personal cu privire la alți angajați, răspunde și angajatul care divulgă și răspunde și societatea, SRL-ul? Haideți să ne imaginăm o altă situație. Haideți să imaginăm o altă situație. La o angajare. Pentru că un SRL poate să aibă 5 angajați, 10 angajați și nu contează. Sau 100. De puțin. Sau 100, dar mă refer, pot fi. Da. Sau 3.000. Să ne gândim la o altă situație. Un SRL cu 5 angajați. Face angajări. Primește curriculum vitae de la 1000 exact. De persoane. Corect. Este o bază de date. Da. Problema este cum gestionezi această bază de date. Pentru că aici obții foarte multe informații despre persoane care vor să angajeze. Cum procedezi? Chiar la o societate cu un potențial mai mare, în care toate aceste acte trec prin anumite departamente. Soluția este ca să încerci să găsești soluții pentru ca cei care analizează aceste curriculum vitae să nu vadă cine este persoana în cauză. Numele și doar elementele care interesează și după aceea cel care le analizează la final să aibă acces la aceste informații. Și atunci nu mai poți să spui că un angajat al societății a luat aceste date și le-a transmis mai departe. Asta înseamnă muncă în plus. Deci persoana care le primește și care ia primul contact cu un CV, da, ar trebui să anonimizeze, ca să exact. Spun așa, fiecare CV da. În parte și să rămână doar acele elemente de interes pentru da. Departamentul exact, care dorește angajarea da, sau exact, face prelucrarea exact, CV-ului. Exact. Pentru că aici sunt și drepturile persoanelor vizate, persoanelor fizice. Dreptul de a fi informat, dreptul la ștergere, dreptul la acces, dreptul la opoziție și dreptul la portabilitatea datelor. Sunt elemente care tot timpul trebuie avut în vedere. Astea trebuie să le știm noi ca da. Persoane fizice protejate prin regulament. Trebuie să le știe și cei care operatorii de date. Date. Dacă îmi permite să-l completez pe Vă rog. Colegul. Ați întrebat mai devreme ce ar trebui să facă organizațiile. În afară de acest aspect ar trebui să dea dovadă de deschidere și de preocupare cu privire la protecția datelor, ar trebui să ia mult mai multe măsuri concrete cu privire la conformarea la acest regulament. Și dacă îmi permite să fiu puțin mai pragmatic, eu vă spun... Și mai explicit, da, pe înțelesul tuturor. Pot să vă spun din ceea ce observ în activitatea mea practică. În primul rând, este obligația de informare a persoanei fizice cu care se intră în contact. Dumneavoastră ați dat mai devreme exemplul acelei organizații care lucrează cu datele angajaților la resurse umane, dar gândiți-vă că sunt organizații care, de exemplu, au puțini angajați și au un magazin online și au tangență cu mii de clienți și cu datele la mii de clienți pe care le primesc prin acest magazin online. Există de asemenea organizații care au puțini angajați, dar care oferă suport tehnic pentru anumite chestiuni și contactul lor cu datele personale vine printr-un formular de contact care există pe un site. Întotdeauna trebuie început cu o analiză a stării de fapt, ce există în momentul de față în organizația respectivă, cum sunt gestionate aceste date. Se face, dacă doriți, o fotografie a acestei stări de fapt. Această fotografie cu ghilimelele de rigoare ar trebui să fie făcută de un specialist în securitate informatică împreună cu o persoană care ori este jurist, ori avocat de preferință și care înțelege aceste mecanisme juridice prevăzute de regulament. Plecând de la această constatare a stării de fapt, trebuie dispuse un set de măsuri concrete care să ajute organizația să se conformeze la cerințele regulamentului.
Măsurile concrete sunt de o varietate extraordinară, de la analiza serviciului de e-mail, dacă doriți, că este de tip Yahoo sau Google sau... Și acest aspect aș dori să-l detaliem puțin, că este foarte important. O să-l detaliem. Deci, plecând de la aceste lucruri care aparent sunt banale, până la chestiuni care sunt extrem de specifice, ce tip de conexiune se folosește, cum sunt securizate rețelele, cum sunt securizate calculatoarele, există criptare, nu există criptare, există o politică de schimbare a parolelor, există parole în primul rând și așa mai departe. Ori, toate aceste elemente care ne ajută pe noi să protejăm datele cu caracter personal, le putem împărți, dacă doriți, în măsuri de natură tehnică, măsuri de natură organizatorică. Cele de natură tehnică exced, dacă doriți, competențelor noastre de avocat, de aceea eu spun și recomand să se folosească serviciile unui specialist în IT. Cele de natură organizatorică, procedurile care trebuie implementate, clauzele de confidențialitate la contractele de muncă, toate aceste chestiuni trebuie discutate și cu persoane din interiorul organizației, cu șefii de departamente, dacă este cazul, sau cu administratorul societății, dacă este vorba de un SRL mai mic care nu are departamente și șef de departament. Cred că ar trebui plecat de la această abordare, dacă doriți, să fie lucrurile pragmatice, instruirea angajaților și responsabilizarea angajaților este deosebit de importantă, întrucât fiecare persoană care are tangență cu aceste date cu caracter personal trebuie să înțeleagă, în primul rând, importanța păstrării confidențialității și, pe de altă parte, trebuie să respecte acele măsuri care se iau de către conducerea unității respective pentru a se asigura că datele sunt în siguranță. Dacă doriți să sumarizez cumva aceste elemente, ar trebui să percepem aceste date ca nefiind datele organizației, sunt datele persoanei cu care am intrat în contract și noi primim o licență de folosire a acestor date, pentru că multă lume înțelege ce înseamnă o licență, ca la un produs informatic, o licență limitată și nu putem folosi aceste date decât în acel scop pentru care ele au fost colectate și persoana respectivă a fost informată. În ceea ce privește angajații unei societăți, am întâlnit de multe ori întrebarea dacă este necesar să li se ia consimțământul pentru prelucrarea datelor. Correct. Răspunsul este nu, pentru că nu poți să angajezi o persoană, nu poți să întocmești contractul de muncă, nu poți să întocmești statul de plată a salariului dacă nu ai datele personale și atunci trebuie identificat care este temeiul juridic care stă la baza prelucrării. Dacă acesta vine din lege sau vine dintr-o înțelegere contractuală, atunci nu este necesar să se ia un consimțământ expres. De la lege este clar că nu e nevoie. Din înțelegerea contractuală putem deduce că acest consimțământ a fost dat la încheierea contractului. Nu poți să te angajezi și să-i spui angajatorului nu sunt de acord să-mi prelucrați datele cu caracter personal. Ar fi absurd. Pentru că atunci nu mai poate face niciun fel de operațiuni comerciale sau de alt gen cu privire la acel angajat. Însă datele care au fost date la angajare în vederea angajării nu pot să fie folosite în alte scopuri. Nu poți să vinzi, de exemplu, baza de date cu angajații. Deși acest lucru se practică și eu văd numărul meu de telefon mobil că apare pe 1 milion de site-uri, deși eu l-am dat doar baroului din care fac parte ca să mă poată contacta. Cumva aceste date au devenit publice. Da, dar apropo de acest aspect, noi toți avocații care suntem înscriși pe barou, iar baroul are un site, avem trecut în dreptul numelui nostru adresa și numărul de telefon. Deci oricine care accesează site-ul baroului are acces și la numele nostru și la adresă și la numărul de telefon. Așa este, oricine care accesează site-ul, dar o companie, de exemplu, care face marketing prin telefon și care a preluat toate datele de pe site-urile barourilor din țară și începe după aceea să folosească aceste date pentru a promova diverse produse ale clienților sau ale partenerilor, nu acționează așa cum prevede regulamentul. Eu mi-am dat datele baroului ca să pot să fiu contactat de către barou sau persoanele care intră pe site-ul baroului, nu mi-am dat datele acelei companii de marketing ca să le folosească în promovarea anumitor produse. Aici apare diferența. Deci diferența este scopul pentru care datele au fost furnizate. Așa scopul este. Pentru care noi îl oferim este ca să ne exercităm profesia de avocat sau orice altă... Da. Posesor de date, orice altă persoană fizică, își dă datele într-un anumit scop. Deci nu poate fi deturnat de la scopul pentru care a fost... Exact. Da.
prevăzut. Așa este. Aș vrea, da, înainte să sau doriți să faceți o completare cu privire la acest aspect, ați atins puțin mai devreme subiectul mail-urilor și ați spus la începutul emisiunii că să fim foarte atenți, acest regulament este de aplicabilitate doar pe teritoriul Europei. Da, așa este. Toți, cred că 99% dintre persoanele fizice au conturi de mail pe Yahoo sau pe Gmail. Ce se întâmplă cu aceste conturi? Din nefericire. Nu se întâmplă nimic cu aceste conturi. Persoana fizică își poate deschide o căsuță de e-mail la orice provider dorește. Problema apare când instituțiile publice, de exemplu școlile, grădinițele, direcțiile județene, de oricare natură, folosesc aceste adrese de e-mail pentru comunicări ori cu publicul, ori pentru comunicări în interiorul organizației și prin aceste e-mail-uri sunt vehiculate tabele, adeverințe, scrisori de toate felurile, situații centralizatoare și așa mai departe. Date cu caracter personal. Date cu caracter personal. Trebuie avută o grijă sporită cu privire la aceste servicii. În sens mai larg, trebuie avut o grijă sporită și cu privire la infrastructura de IT pe care o folosim. Ce conturi de cloud avem? Avem conturi de cloud de la un provider din Europa sau de la un provider din afara Europei, să nu ne referim la situații concrete. De ce este important? Toți cei care oferă servicii în Europa sunt obligați să respecte acest regulament. Cei care sunt în afara Europei și cu precădere cei care sunt în Statele Unite sau în Canada sunt sub incidența propriilor legi, legi care sunt în contradicție cu actuala reglementare europeană. În Statele Unite, spre exemplu, există echivalentul unei ordonanțe de guvern la noi, se numește Cloud Act, a fost adoptat în urmă cu aproximativ 6 săptămâni. Și acest Cloud Act prevede în mod expres că orice fel de companie americană care deține date despre o persoană fizică este obligată să pună la dispoziția serviciilor americane, dacă doriți, datele pe care le stochează, fie că sunt stocate pe teritoriul Statelor Unite, fie că sunt stocate în afara teritoriului Statelor Unite. Dar date care sunt stocate folosind acest... aceste servicii publice, gratuite, soft, sau cum să-l numim, de altă proveniență decât europeană. Așa este. Din acest punct de vedere, acum se pune o foarte mare, un foarte mare accent, inclusiv pe modul în care sunt construite programele informatice. Pentru că aceste programe trebuie să fie prevăzute de la momentul conceperii lor cu măsuri de securitate care să respecte actuala reglementare. Unele companii s-au conformat, altele încă nu s-au conformat și din acest punct de vedere, recomandarea noastră în activitatea practică este să se evite pe cât posibil folosirea serviciilor care nu respectă regulamentul european. Multe companii din Statele Unite afișează mare pe site, noi respectăm regulamentul european, stați liniștiți, este totul sub control. Dar dacă intrăm și citim termenii și condițiile sub care se oferă acel serviciu, avem obligația să observăm cum este Google și fac această precizare responsabil și conștient, care spune că noi ca utilizator oferim o licență globală de folosire a datelor pe care le încărcăm în sistemul lor, în așa fel încât ei pot să citească, pot să șteargă, pot să traducă, pot să modifice orice fel de date încărcăm noi acolo. Oricum mai poți să faci afirmația că respectă și regulamentul european și respectă și legislația lor. Eu spun că este deci o contradicție, se nu se poate și atunci noi pe teritoriul Europei trebuie să aplicăm regulamentul și să alegem acele servicii de internet care respectă regulamentul european. Deci care ar fi sfatul? Să ne facem mail-uri pe alte servere? Pentru orice organizație și pentru orice instituție să aleagă provider de servicii din Europa. Europa. Din Europa. Asta cu referire la operatorii de date cu caracter personal. Cu privire la operator. Persoana fizică își poate face adrese de e-mail unde dorește. Da. Să revenim puțin, domnul Lazar, și să ne explicați că am trecut, am sărit puțin de la definiția termenilor. Ce este operatorul de date cu caracter personal în înțelesul regulamentului de protecție a datelor? Că până la urmă și asta ne interesează, cine intră sub incidența operatorilor? Toate aceste adică este un autor cheie în nou sistem de guvernare a protecției datelor.
Și ce face acesta? Îndrumă modul în care sunt gestionate datele cu caracter personal în cadrul unui operator sau a unei persoane împuternicite de către operator. El mai exercită o misiune de informare, de consiliere, de control pe plan intern, la nivelul... Acesta fiind responsabilul cu protecția datelor, nu operatorul. Și este un punct de contact în legătură cu Autoritatea Națională de Supraveghere. Unde este obligatorie numirea unui DPO, respectiv un ofițer pentru protecția datelor? Atunci când este vorba despre o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor, în exercitarea funcțiilor jurisdicționale, când desfășoară o activitate principală care îl conduce la o monitorizare periodică și sistematică pe scară largă a persoanelor, desfășoară o activitate principală care constă în prelucrarea pe scară largă de date sensibile sau referitoare la condamnări penale, infracțiuni și este recomandată și în celelalte cazuri. Deci, în aceste cazuri este obligatoriu să se angajeze o persoană specializată pe protecția datelor. Conform regulamentului. Dacă îmi permiteți să intervin cu o precizare pragmatică, concretă. Toate instituțiile publice au obligația de a numi un responsabil cu protecția datelor, cu excepția instanțelor de judecată și a parchetelor, a spune eu, care prelucrează date din domeniile lor specifice. Sunt două posibilități. Fie să se creeze un post separat care să poarte această denumire de responsabil cu protecția datelor sau, din cadrul organizației, să fie aleasă o persoană care este deja angajată și acesteia să-i se atribuie în mod suplimentar atribuțiile prevăzute de această ocupație. La noi în țară, din păcate, nu avem încă pus la punct tot parcursul legal pentru a putea pregăti responsabil cu protecția datelor. Avem codul CEORE care a apărut anul trecut în noiembrie, dacă nu mă înșel. Avem standardul ocupațional care a fost aprobat în luna februarie a acestui an și care a fost elaborat de către Pricewaterhouse, standard ocupațional extrem de documentat și de detaliat, însă, din păcate, cursul pentru a pregăti persoane pentru această specializare, cursul de formare profesională, nu poate fi asigurat în momentul de față decât de universități. Este un curs de nivel 6, presupune să ai studii de licență pentru a urma această specializare și fiind de nivel 6, poate fi autorizat și exercitat, efectuat doar de către universități. Prin derogare de la legile naționale privind învățământul superior, cursurile de nivel 6 ar putea să fie oferite și de societăți de formare profesională cu condiția esențială ca pentru acel curs să existe un ordin comun al Ministerului Muncii și Ministerului Educației prin care să se permită organizarea lui de către societățile de formare profesională. În România, ordinul încă nu există. Deci, nu pot fi formate persoane pentru această specializare. Există o multitudine de cursuri disponibile pe internet, fiecare cu denumirile cât mai pompoase ca să spunem, da, prin care li se promite oamenilor formarea profesională pentru acest post. Este incorrect, ar trebui revizuite aceste denumiri, ar trebui explicat foarte bine ce se oferă prin acel curs, se oferă maxim o instruire, nu o formare profesională. O aducere la cunoștință. Da. Exact. Nu duce la dobândirea unei... unui aviz. Nu-ți conferă calitatea de ofițer pentru prelucrarea datelor. Nu duce la dobândirea unor competențe noi, duce doar la... sau are ca efect doar informarea cu privire la obligațiile regulamentului. În ceea ce privește numirea unui responsabil cu protecția datelor în instituțiile publice și în organizațiile private, regulamentul prevede totuși o restricție și anume că această persoană să nu fie în conflict de interese. Ori conflictul de interese, dacă ne uităm în legislația noastră, înseamnă situația în care persoana care trebuie să ia o decizie ori are un interes, ori are de suferit ca urmare a acelei decizii. Cu alte cuvinte, în conflict de interese s-ar afla, de exemplu, persoana care trebuie să-și aducă la îndeplinire decizie pe care tot ea le dă, ca responsabil cu protecția datelor. Și din acest punct de vedere, secretara într-o școală sau responsabilul de IT dintr-o companie privată, ei nu pot fi numiți ca responsabil cu protecția datelor, pentru că ei trebuie să-și aducă la îndeplinire acele decizii pe care ei le dau.
Soluția trebuie să fie undeva la mijloc, fie să li se ia din fișa posturilor anumite atribuții, dacă li se adaugă acestea, fie să fie identificată persoana care ar putea să preia aceste atribuții. Rămâne de văzut acum nivelul de experiență și pregătirea pe care o au acele persoane care vor prelua, pentru că ideal ar fi să fie o persoană cu pregătire juridică sau o persoană cu pregătire în domeniul informaticii, având în vedere specificul acestor măsuri. Cel puțin parțial sunt în măsură să aducă la îndeplinire prevederile regulamentului. Oște sarcini, da. Ați spus că nu poate nicio entitate de formare profesională să asigure această specializare, dar universitățile, că ați spus și de universități. Ar putea, am vorbit mai devreme cu colegul Lazar. Da. Există posibilitatea realizării unor cursuri de școală post-universitară, bineînțeles cu condiția ca universitățile să parcurgă tot parcursul de acreditare al unor astfel de cursuri, pentru că există o procedură întreagă la Ministerul Educației care trebuie respectată. Evident că, fiind de nivel 6, cursul trebuie să aibă o anumită ținută, o anumită calitate. Din acest punct de vedere, standardul ocupațional de care v-am pomenit mai devreme, creat de cei de la Pricewaterhouse, prevede faptul că formatorul, cel care ține cursul sau ar putea să-l țină în cadrul unei societăți de formare profesională, trebuie să aibă minim 3 ani de experiență în acest domeniu al protecției datelor cu caracter personal. Ceea ce la noi în țară nu e posibil. Sau ceea ce la noi în țară ar fi posibil să fie asigurat de către avocații care au lucrat în acest domeniu în ultimii 3 ani. Problema apare în altă parte, că evaluatorul, cel care vine să îi evalueze pe cursanți, trebuie să aibă experiență de 5 ani în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Ori în momentul de față, neavând această infrastructură educațională, dacă doriți, este foarte greu de identificat aceste persoane, sunt probabil tot în domeniul avocaturii, dar cu specializări în străinătate și s-au obținute la în alte forme de învățământ, nu în România. Și este o problemă pentru noi toți. Deci este o problemă la nivel național? Eu credeam că este doar la nivel de județ. Să zicem că ne-ar fi greu să găsim persoanele... Nu, este la nivel național și singura opțiune viabilă în acest moment este numirea unui responsabil cu protecția datelor din cadrul organizației care să fie măcar instruit în cadrul unui curs de instruire care poate fi oferit pe piață în acest moment. Există niște criterii generale pe care trebuie să le îndeplinească acest curs? Număr de ore? În standardul ocupațional, da. Cursul de formare profesională, cel prin care se dobândește o anumită calificare sau o anumită aptitudine, ar trebui să aibă 180 de ore. Cursurile de informare, de prezentare, de... nu știu cum să le mai numesc, cele care se desfășoară în momentul de față pe piață, nu au reglementat absolut nimic, sunt cursuri de 5 ore, cursuri de 20 de ore, cursuri de 13 ore, fiecare după cum îl organizează și... Doar ca să aibă probabil o noțiune generală despre ce înseamnă protecția datelor, pentru că o specializare în 5 ore nu e posibil să fie făcută. Așa este, nu e posibil să fie făcută o specializare. Problema mai apare și din punct de vedere al formatorului, celui care prezintă acel curs, chiar dacă este de informare. Este vorba de legislație, în primul rând, de regulamentul european. Trebuie să înțelegi cum se raportează regulamentul european la legislația națională, care este prioritar. Dacă ai, de exemplu, o prevedere contrară într-o lege națională față de regulamentul european, pe care o aplici? Chestiunea nu poate fi rezolvată de o persoană fără exact cunoștințe juridice. Pe de altă parte, avem în anumite domenii o altă directivă europeană, directiva numărul 1148 din 2016, care prevede măsuri sporite de protecție a rețelelor și sistemelor informatice pentru operatorii de servicii esențiale. V-am spus înainte de începerea emisiunii că operatorii de telefonie, de internet, de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu gaze, cu apă potabilă, operatorii din domeniul transportului public, sunt toți considerați operatori de servicii esențiale pentru populație. Ori grija pentru sistemele lor informatice este și trebuie să fie sporită. În România, din păcate, neglijența se manifestă și în acest domeniu. La noi există un proiect de lege pentru realizarea
Registrului Național al Operatorilor de Servicii Esențiale. Adică nici măcar nu avem o listă în momentul de față, nici în județul Alba, nici în județul Sibiu, nici în orice alt județ, ca să știm care sunt societățile care oferă servicii esențiale pentru populație. Sunt mai multe societăți, probabil, care oferă servicii de salubrizare, una sau două care se oferă servicii de alimentare cu apă potabilă și așa mai departe. Ori prevederile regulamentului european cu privire la protecția datelor se completează în cazul acestor operatori cu prevederile acelei directive. Și exemplele pot continua. Sistemul legislativ este destul de complex, trebuie să fie cunoscut și din perspectiva mea ca practicant al avocaturii, doar o persoană cu o solidă pregătire juridică ar putea în momentul de față să ofere un curs de instruire, dacă doriți să-l numim așa, care să fie cât de cât responsabil și care să ofere informațiile necesare pentru cei care urmează cursul. Din păcate, pe piață sunt tot felul de, nu știu, tehnicieni, fără să fiu peiorativ, tehnicieni, ingineri, agronomi, care au făcut un curs de formator și acum țin cursuri în toate domeniile posibile și imposibile. S-au demarat niște discuții cu Universitatea 1 decembrie pentru a se organiza aici local asemenea cursuri de specializare, cel puțin în viitorul apropiat, pentru că putem spune că suntem la început de drum și... N-aș putea să vă dau un răspuns exact. Am vorbit cu colegul Lazar pe această temă în urmă cu câteva luni. Domnia sa mi-a spus că se va interesa și se va implica în această chestiune. Poate ne poate da amănunte cu privire la organizarea unor astfel de cursuri. Ar fi o măsură binevenită, după câte văd, și necesară și va ajuta atât la implementarea acestui regulament, cât până la urmă la protecția datelor fiecărui cetățean în parte. Așa este și ar fi păcat să nu fie folosită această oportunitate că există această universitate în Alba Iulia, se pot organiza cursurile și atunci eu cred că pentru, mai ales pentru instituțiile publice și pentru organizațiile private care doresc să-și formeze o persoană în acest domeniu, ar fi ușor de oferit instruirea necesară la nivelul de calitate pe care îl solicită această ocupație. Da. În sensul ăsta, Universitatea, respectiv Facultatea de Drept, sau de la Universitatea 1 decembrie în Alba Iulia, a promovat la nivel academic această problematică. Deci este deschisă. Este deschisă, da. În sensul că la 23 aprilie 2018 am organizat un workshop la care au participat în calitate de key speakeri specialiști în acest domeniu, realmente specialiști. Este vorba de domnul profesor universitar Mihai Șandru, care este conducătorul Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, doamna Irina Alexe, doamna doctor Irina Alexe, care este cercetător științific al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române și totodată domnul avocat, care este și lector universitar de la Universitatea din Târgu Mureș, domnul Raul Felix Hodoș, care este coordonatorul Centrului de Cercetări Aplicative pentru Drept și Afaceri de această universitate. Sunt specialiști și deși au abordat pe parcursul a 3 sau 4 ore problematica regulamentului, au răspuns la întrebările celor care au fost în sală, participarea a fost gratuită, la sfârșit au fost eliberate niște diplome fiecare participant, care dovedesc faptul că au obținut niște cunoștințe sau și-au clarificat niște întrebări, niște dubii, nelămuriri, cu privire la prevederile acestui regulament. Deci, atât că am încercat noi, Universitatea, Facultatea de Drept, deci să venim în deja un prim pas. Da, am făcut un prim pas. Urmează să vedem în viitor dacă vom reuși sau nu, sau dacă... Important este până la urmă deschiderea și dorința de a se face ceva, de a se aduce mai aproape de cetățenii orașului modalitatea de implementare a acestui regulament și până la urmă de formarea specialiștilor care să asigure protecția datelor personale a cetățenilor. Acesta este în esență rolul mediului academic. Categoric. Și este necesar. Referitor la acest regulament, ce obligații ar mai trebui să cunoaștem referitoare la operatorii de date cu caracter personal și mă refer la cei cu care intrăm
în contact în mod direct, eu știu, poate mă refer la școli, la spitale, la celelalte instituții publice cu care avem legătură zi de zi. Dacă îmi permiteți să răspund eu. Vă rog. Prima obligație și cea mai importantă este obligația de informare. Fiecare operator care preia în orice mod date cu caracter personal, că vorbim de înscrierea copilului la grădiniță sau că vorbim de înregistrarea unui contract sau de realizarea unui abonament TV și așa mai departe. Fiecare operator are obligația de informare față de persoana fizică de la care preia aceste date și trebuie să informeze în primul rând ce date colectează, care este scopul colectării acestor date, cât timp dorește să păstreze aceste date, trebuie să informeze persoana de drepturile pe care le are, respectiv, fac o paranteză, dreptul de modificare, dreptul de portabilitate, dreptul de a cere oprirea prelucrării și așa mai departe. Toate aceste elemente se cuprind, dacă doriți, în dreptul la informare, care este esențial. O altă obligație pe care o are orice operator de a se asigura că respectă cerințele regulamentului este să asigure, din punct de vedere tehnic și organizațional, protecția acestor date, respectiv un nivel ridicat de securitate, folosirea acelor programe și acelor servicii informatice care asigură realizarea acestui nivel de securitate. O altă obligație deosebit de importantă este pregătirea personalului, instruirea personalului, atât a responsabilului cu protecția datelor, cât și a celorlalte persoane din cadrul organizației care prelucrează astfel de date. Alte obligații punctuale, dacă doriți, cei care au un site, trebuie să se asigure că pe site-ul respectiv sunt foarte clar evidențiate aceste elemente. Cei care folosesc formulare de contact, cei care au magazine electronice și așa mai departe, au obligații suplimentare. Am spus mai devreme de operatorii de servicii esențiale, firmele de salubritate, de alimentare cu energie electrică și așa mai departe. Gama lor de obligații este mai largă, însă prima și cea mai importantă obligație este cea de informare. O altă obligație este de a avea măsuri prin care pot rezolva cererile persoanei fizice. Dacă avem situația în care vine o persoană fizică și ne spune dorește ștergerea datelor din sistemul vostru, întrucât copilul meu a terminat grădinița. Să luăm un exemplu. Trebuie să existe o procedură și o persoană responsabilă care să poată asigura acest lucru și trebuie întocmit un proces verbal din care să rezulte aceste lucruri. O altă obligație importantă a operatorilor este să aibă registrul în care se ține evidența măsurilor luate și a incidentelor de securitate. Pentru că ori de câte ori apare o situație neplăcută, aceasta trebuie să fie scrisă în registru, ori în format fizic, ori în format electronic și notificată autoritatea de supraveghere. Obligațiile sunt multiple, regulamentul prevede o parte din ele, legislația națională pe care o avem în momentul de față în funcțiune prevede o altă parte din aceste obligații. V-aș da ca exemplu ordinul numărul 52 din 2002 al Avocatului Poporului, în care se arată cerințele minime de securitate pe care trebuie să le îndeplinească sistemele informatice. Extrem de concret, punctual, sunt 10 puncte descrise în acel ordin, care ar trebui avute în vedere de către toți cei care folosesc rețele, calculatoare, sisteme informatice în general. În drept, că suntem în drept și știm că fiecare obligație corespunde un drept. Aș vrea să mutăm puțin centrul discuției cu privire la persoana care este protejată prin acest regulament. Și evident că obligației operatorului de date de a informa persoana căreia îi sunt prelucrate datele, îi revine dreptul acesteia de a fi informată. Punctual aș vrea să întreb cetățeanul, când și în ce împrejurări poate fi obligat să își dea date cu caracter personal, când poate să refuze furnizarea acestor date și față de cine poate să refuze? Răspund eu sau răspundeți dumneavoastră sau domnul Lazar, nu contează să ajungem. Persoana fizică este obligată să își dezvăluie datele cu caracter personal în fața autorității competente care cere acest lucru. De exemplu, serviciul de evidență a populației are acces la toate datele cu caracter personal, care înseamnă nume, prenume, CNP, domiciliu, reședință și așa mai departe. Dezvăluirea datelor cu caracter personal derivă de obicei din lege. Dacă mergem la ANAF, trebuie să solicităm o adeverință, trebuie să dezvăluim o parte măcar din datele cu caracter personal, dar în rest, în fața organizațiilor private,
În general, această obligație, să spunem, nu există. Avem obligația de a declara la înscrierea la școala copilului numele copilului, numele părinților, adresa fizică de domiciliu, CNP-urile și așa mai departe. Dar, încă o dată, acestea vin din reglementări juridice. Dacă mergem, mi s-a întâmplat mie, vă dau un exemplu concret. Am intrat într-un magazin de piese auto să cumpăr ulei de mașină și prima întrebare care mi-a pus-o vânzătorul a zis numărul de telefon. Am rămas puțin interzis că nu mă așteptam la așa ceva și i-am spus nu-ți dau numărul de telefon. Și am stat atunci să mă gândesc oare de ce. El avea un formular pe calculator în care trebuia să scrie numărul de telefon, adresa de e-mail, eventual ca să mai îmi trimită niște oferte. Să vă aibă probabil în baza de date da. Ca potențial client. Da. E evident că nu erau conformați la cerințele regulamentului european, am refuzat să-i dau numărul de telefon, dar i-am dat datele de facturare, adică nume, prenume, domiciliu și alte elemente pe care a trebuit să le treacă pe factură. Cred că drepturile trebuie să fie în primul rând conștientizate și de persoana fizică. Acum exact. Există o mare neglijență la noi, copii de buletine care zboară prin tot internetul, CNP-uri care le găsești oriunde te uiți, numai că nu sunt scrise pe gardurile de pe stradă. Cred că și din neglijența aceasta a venit necesitatea unui astfel de regulament, pentru că lucrurile au scăpat prea mult de sub control și aceste date au început să fie mult, mult prea publice, dacă îmi permiteți. Da, și cred că este foarte bine punctat. Până la urmă, din punctul meu de vedere, fiecare cetățean, pentru că nu toți vor cunoaște fiecare detaliu al acestui regulament, însă întotdeauna să coreleze, ca să nu greșească, să coreleze scopul pentru care își dau datele și să vadă dacă data personală pe care o furnizează se circumscrie acelui scop. Dacă nu se circumscrie, poate să refuze să divulge o asemenea dată. Așa este și v-aș da un alt exemplu concret preluat din întrebările care mi s-au pus de către funcționarii publici. La școală, când se înscrie copilul, trebuie dat nume, prenume, CNP, adresă, atât. Altceva nu ar trebui. Și un număr de telefon, din punctul meu de vedere, ar fi util pentru că asigură posibilitatea informării părintelui de urgență în caz că se întâmplă ceva. Sau... un număr de telefon, să spunem. Dar, de exemplu, în activitatea școlară se fac fotografii la diverse manifestări. Merg copii în parc, da. Învățătoarea face fotografii pe care le postează pe platformele de socializare. Ori această postare a unei fotografii în mediul online poate fi făcută acum în mod legal doar cu acceptul părintelui. Și atunci, întrucât în programa de învățământ nu apare această obligativitate de a posta fotografii în mediul online, pentru a putea face acest lucru, părintele trebuie întrebat de către școală. Sunteți de acord să punem fotografii cu copilul dumneavoastră pe internet? Și în ce scop este pus sau cu ce titlu este difuzată acea fotografie? Și părintele, dacă își dă acordul, se va pune fotografia cu copilul lui, dacă nu își dă acordul, ori nu se pune fotografia, ori se blurează fața copilului ca să nu fie vizibil. Cum trebuie să fie exprimat acordul părintelui? Oral e suficient sau va trebui înscris? Oral nu, pentru că trebuie făcută întotdeauna dovada că a existat acel consimțământ. Și atunci forma scrisă este singura acceptabilă, pentru că dacă există o reclamație și Autoritatea Națională de Supraveghere vine în control, primul lucru pe care îl întreabă, ai avut consimțământul persoanei vizate ca să faci acest lucru? Dacă nu poți să dovedești consimțământul, atunci ești pasibil de amendă. Consimțământul trebuie să fie scris, trebuie să fie explicit și trebuie să rezulte scopul pentru care s-a dat acest consimțământ. Și dacă s-a dat consimțământul pentru a fi folosită fotografia într-un scop, dar ulterior se află că fotografia a fost folosită unui alt scop, din nou este pasibil de sancțiune. Folosirea nu a fost conform consimțământului și atunci încalcă prevederile regulamentului. Și am ajuns, cred că, cu această discuție și la partea de sancțiuni pe care le prevede regulamentul. Ar mai fi ceva înainte de sancțiuni. Vă rog. În afară de obligația de informare, operatorii de date personale trebuie să analizeze de la caz la caz necesitatea de a prelua date cu caracter personal. Care din aceste date sunt cu adevărat necesare pentru realizarea activității? Datele de pe factură, de exemplu, și atunci nu cerem numărul de telefon, cum mi s-a întâmplat mie sau mai știu eu ce alte elemente. În afară de
necesitatea aceasta, care trebuie privită în sens restrâns, acum nu mai o putem privi în sens larg, trebuie definită o politică de păstrare a acestor date. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal? Și legat de această politică de păstrare, trebuie să existe o politică de ștergere foarte concretă. Datele care depășesc un anumit interval de timp vor fi șterse. În cazul societăților comerciale, de exemplu, aș face o paralelă cu obligațiile impuse prin legea 16 din 1996 a Arhivelor Naționale, care prevede termene de păstrare pentru documente. Unele documente se păstrează 50 de ani, unele 10 ani, unele 5 ani. Și atunci și informațiile și datele cu caracter personal care apar prin calculatoare, prin tabele Excel, prin adeverințe și așa mai departe, trebuie să fie păstrate un termen cel mult egal cu acele documente la care face referire legea Arhivelor Naționale. Deci nu putem să păstrăm la nesfârșit, am avut un copil înscris la noi la școală și păstrăm datele cu caracter personal 200 de ani. Nu se poate. Dar deci să înțeleg că aceasta este o reglementare legală, dar în situația în care copilul termină grădinița, se înscrie la școală și părintele vine și în mod explicit solicită conducerii grădiniței să se șteargă datele personale ale copilului, conducerea este obligată să procedeze în consecință? Este obligată să procedeze la ștergerea datelor pe care nu le mai folosește. Datele care au apărut în cataloage, în rapoarte trimise Ministerului Educației, în programele pe care le folosește Ministerul Educației și așa mai departe, vor rămâne acolo. Acelea nu se pot șterge. Pentru că reprezintă până la urmă partea activității respectivului exact, operator da, de date. Dar, de exemplu, din baza de dată curentă pe care o folosesc și la care au acces profesorii din școala respectivă, atunci trebuie șterse, pentru că nu mai este în interesul școlii sau grădiniței respective să se știe la ce adresă locuiește copilul respectiv dacă el a terminat școala. Și datele vor rămâne în arhivă, deci asta este, dar din activitatea curentă, din bazele de date curente, trebuie înlăturat. Mulțumesc. Domnul Lazar, ne lămuriți dumneavoastră cu privire la capitolul destinat sancțiunilor? Ce sancțiuni prevede regulamentul, niște limite și care ar fi faptele sancționabile? Înainte, cred că ar trebui să punctăm sarcinile ofițerului responsabil cu datele personale. Și care ar fi număr de 5 potrivit regulamentului. Să monitorizeze respectarea regulamentului, prima. A doua, să aibă modul activ în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare, ceea ce zicea și colegul meu. După aceea să coopereze cu autoritatea de supraveghere și fiind totodată un punct de contact pentru aceasta, respectiv dacă are nelămurit, vizeze aspectul acela și să clarifice. Să aibă o abordare pe bază de risc și să aibă un rol esențial, aș putea spune, în păstrarea evidenței. Acesta este persoana responsabilă care este obligatorie pentru instituțiile publice. Pentru că unul din drepturile la care noi nu am făcut referire până acum a persoanei vizate este și dreptul de a se adresa justiției. Deci dacă constată că îi sunt încălcate drepturile... La portare, dreptul la opoziție, la rectificare, la acces la date cu caracter personal, fiind numărul de 8 potrivit regulamentului, are și de tot de a se adresa justiției. În cazul în care se constată încălcări în ceea ce privește drepturile persoanei vizate, regulamentul prevede niște sancțiuni drastice. La articolul 83, alineatul 4, respectiv la articolul 83, alineatul 5. Ce spune articolul 83, alineatul 4? Se aplică amenzi de până la 10 milioane de euro sau în cazul întreprinderii de până la 2% din cifra de afaceri totală, anuală, corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându se în calcul cea mai mare valoare. Asta este, deci sancțiunea este foarte drastică. În cazul unor aspecte mai reduse ca importanță, ca să zic așa, pentru că după aceea urmează articolul 83.5 care spune că se aplică amenzi administrative de până la 20 de milioane de euro sau, în cazul întreprinderii, de până la 400 din cifra de afaceri totală, anuală, corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se și aici în calcul cea mai mare valoare. În primul caz, vizează obligațiuni de monitorizare, de certificare, în schimb, unde apar problemele mai grave, acolo unde sunt încălcate
principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiții privind consimțământ, drepturile persoanei vizate în conformitate cu articolul 11-12 din regulament, transferul de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională. Deci o țară în afara Uniunii Europene. Poți să transferi informații, un bloc de date către o entitate, o organizație din exteriorul Uniunii Europene, care nu este supusă prevederilor regulamentului. Este cu atât mai grav. Chiar și dacă realizezi acest lucru în cadrul Uniunii Europene, unei entități care funcționează în cadrul Uniunii Europene, este o problemă gravă. Cu atât mai gravă este dacă protezi acele date în exteriorul Uniunii, unde nu mai este nicio reglementare ca să le protejeze. Dacă îmi permiteți o completare. Da. Regulamentul de protecție a datelor cu caracter personal are o porțiune în denumirea lui, dacă doriți, și cu privire la transferul acestor date. Regulamentul în sine nu interzice transferul datelor către o țară terță. Impune doar niște condiții deosebit de restrictive în care se poate face acest lucru. Gândiți-vă, de exemplu, că există companii multinaționale cu sediul în Europa care au sucursale naționale în România. În cadrul contabilității acelei multinaționale se preiau de la societățile mai mici, inclusiv date cu caracter personal, număr de angajat, salarii, bonusuri, prime și așa mai departe. O, regulamentul nu interzice per se transferul acestor date, însă impune niște reguli la nivel de corporație, se numesc Binding Corporate Rules, BCR, reguli care trebuie să fie aprobate de către autoritatea de supraveghere din țara în care se află sediul principal. Dacă sediul principal se află în afara Uniunii Europene, atunci aceste reguli trebuie aprobate de statul în care se află sucursala respectivă. De exemplu, o multinațională care are sediul principal în India și o sucursală în România este obligată să respecte aceste reguli pentru ca să poată să aibă loc transferul. Ne lovim în activitatea practică de tot felul de situații de acest gen și una dintre soluții ar fi, de exemplu, anonimizarea datelor, că tot nu am discutat despre ea. Anonimizare care devine extrem de importantă. Nu mai exportăm o listă în care să rezulte numele salariatului, CNP-ul și adresa, îl identificăm printr-un ID, printr-un număr matricol, cum doriți dumneavoastră. Care este acordat de către operatorul de date unde este angajat. Angajator. Sigur că da, poate să aibă evidență, are 200 de angajați, fiecare angajat primește un număr de la 1 la 200, cel mai simplu exemplu. Și atunci poate fi identificat în exterior prin acest număr, dar fără ca cineva să știe că e vorba de Popescu, de Ionescu și așa mai departe. Anonimizarea devine interesantă pe teritoriul național în ceea ce privește, de exemplu, publicarea notelor la bacalaureat, pentru că o problemă de care ne lovim în mod curent. Sunt date cu caracter personal și notele, atâta vreme cât ele sunt scrise în dreptul numelui și prenumelui unei persoane. Devine o dată cu caracter personal. Ori poate eu nu doresc ca notele mele, să spunem, la un examen să fie cunoscute. Am dreptul să fie anonimizate aceste date. Nu știu care este în momentul de față preocuparea și abordarea în acest domeniu. Am auzit de la secretarele de școli cu care am avut tangențe că Ministerul Educației ar fi declarat că notele nu sunt date cu caracter personal. Sincer vă spun, mi se pare o lipsă de cunoaștere, ca să mă exprim politicos. Elegant. Mă rog, cu privire la aceste chestiuni. Însă, vă dau un alt exemplu. Merg magistrații la examene, pentru că toți suntem avocați și suntem în domeniu. Mai de mult, în urmă cu 6-7 ani, listele cu rezultatele de la examene se publicau pe ușa grefierului șef și noi ca avocați, bineînțeles că mergeam să verificăm. Să râdem și noi de nota 3 care o lua, știu eu ce, judecător sau procuror. Acum, dacă vă uitați, sunt trecute doar niște ID-uri, nici măcar ei între ei nu mai știu ce ID are celălalt și, evident, notele pe care și le poate verifica fiecare. Se publică pe internet, de exemplu, rezultatele de la concursurile școlare. Am văzut copiii mei, eu nu știu ce listă, că au participat la
concursul de matematică. Nu mi se pare firesc, n-ar trebui să fie publicate în acest fel, chiar dacă eu nu cer în mod expres anonimizare acolo unde este posibil a fi implementată, regulamentul recomandă să fie implementată. Și atunci trebuie să avem în vedere și pe viitor conformarea la această cerință de anonimizare. Dacă se poate folosi, să fie folosită. Dar în situația pe care ați dat-o, de exemplu, notele luate la bacalaureat de elevii de liceu, când am terminat eu liceul, se afișa lista cu toți participanții și nota pe care o lua fiecare. Care e modalitatea în care se va face de aici înainte? În loc să se treacă numele și prenumele, ar putea să fie trecut numărul matricular fiecărui elev. Da, dar eu așa am aflat și fiecare elev a aflat nota pe care a luat-o. Cum va afla? Elevul își cunoaște numărul matricol. Exact. Am înțeles. Numărul, deci îi se comunică. Da. Bineînțeles, la înscrierea la școală, fiecare elev sau student primește un număr matricol. Și în funcție de acela se regăsește pe tabel și... Listă, sigur. Da. O altă chestiune pragmatică, dacă îmi permiteți, catalogele electronice. Multe școli acum adoptă această formă modernă de a comunica cu părinții, folosesc niște produse informatice în care trec numele copilului și notele, absențele, comunicările și așa mai departe, fără să existe o verificare suficient de bună cu privire la softurile care le folosesc. Sub imperiul acestui regulament trebuie revizuite și aceste programe, dacă ele sunt conforme sau nu sunt conforme cu regulamentul, pentru că în multe situații folosesc servicii ale unor companii aflate sub jurisdicția americană și atunci, nefiind supuse acele societăți regulamentului din Europa, prin această interpretare, eu spun că nu mai pot fi folosite și atunci ar trebui revăzute și refăcute în viitorul apropiat și aceste cataloge electronice. Deci sunt totuși foarte multe aspecte la care trebuie să acordăm importanță. În primul rând, noi ca și cetățeni și subiecții ai acestui regulament și protecție a datelor, să ne cunoaștem foarte bine drepturile. Cunoașterea se poate face fie studiind pe internet acest regulament care este public, fie luând legătura cu specialiști în domeniu, juriști sau avocați sau persoane specializate. Ar mai fi multe lucruri de discutat. Evident. Din păcate, timpul nu ne mai permite. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru lămuririle pe care ni le-ați dat. Sperăm să fie suficiente, cel puțin pentru o orientare generală a telespectatorilor noștri. Domnul avocat Băureanu, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim și noi, domnul avocat Lazar, mulțumim frumos pentru prezență și pentru lămuriri. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru interesul cu care ne-ați urmărit și până la următoarea noastră întâlnire, vă urez numai bine. La revedere!